strada Fabricii, strada pe care își desfășoară activitatea cei mai mulți agenți economici din Zalău, este pur și simplu sfidată de autorități prin neglijența cu care tratează această porțiune de drum. Deși acolo își desfășoară activitatea de producție mai mulți agenți economici, strada Fabricii din municipiu este campioană la gropi și denivelări. Atât de distrusă este această stradă încât este ocolită inclusiv de camioanele care ar trebui să încarce mărfurile firmelor din zonă. Unele străzi din Zalău par a fi sortite să rămână veșnic campioane ale gropilor și hârtoapelor. Este și cazul străzii Fabricii pe acest tronson, avându-și sediul mai multe firme, societăți comerciale și agenți economici din Zalău, a căror activitate era sabotată efectiv de starea extrem de precară a carosabilului. Starea execrabilă a străzii le provoacă mari deservicii agenților economici care își desfășoară activitatea aici. Firmele care își desfășoară activitatea pe această stradă au în total sute de angajați. Agenții de aici trimit regulat numeroase sesizări către primărie, însă niciun rezultat. Așa au apelat și la noi să mediatizăm starea gravă în care au ajuns. Am aflat această stradă pur și simplu decopertată. Bucăți din asfalt au fost rase, lăsând în urmă gropi și denivelări. Plăcile de beton sunt la fel de prost poziționate, iar șoferii care se aventurează pe acolo își distrug mașinile. Toate aceste firme plătesc impozite către primărie, însă respectul primăriei este acesta. Străzi impracticabile, ce le fac șoferilor viața imposibilă. Interesant este faptul că firma care se ocupă de asfaltarea străzilor în municipiul Zalău își află sediul pe această stradă, însă nici măcar acest lucru se pare că nu-i sensibilizează pe angajații acestei firme, preferând zilnic să îndure asfaltul dezastruos plin de gropi și de nivelări. Ce să ne mai așteptăm la reparații pe alte străzi ale municipiului, dacă aici, unde este punctul cheie al orașului și unde ar trebui să fie atrași și menținuți agenții economici, nu se toarnă un minim strat de asfalt? Și ne mirăm că de Zalău fug firmele și își mută sediul în alte județe, infrastructura este cea care îi dezamăgește și care îi alungă. Dacă pentru șoferi situația este dezastruoasă, nici pentru pietonii nu este mai roz. Nu există trotuare, iar pe marginile drumurilor, șanțurile au fost săpate și lăsate în voia sorții, reprezentând astfel un pericol pentru oricine tranzitează zona pe jos.